Nației, Partidului Social-Democrat, a județului Cluj. Vă propun componența prezidiului, alcătuită din 6 persoane, domnul vicepreședinte al Partidului Social-Democrat, domnul Paul Stărescu, domnul vicepreședinte Adrian Țuțuianu, domnul secretar executiv Codrin Ștefănescu, domnul președinte Budose Mihai, domnul Marian Mina și Bădărău Nicolae. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Sunt în una dintre voturi componența pe instituție a fost aprobat. Vă propun de asemenea secretariatul tehnic, format din 5 persoane, Catojan Nicu Crisescu, Dan Iu, Paul Ia, Tatăl Daniela, Carmen Dinu. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Mulțumesc. Comisia de validare a conferinței, compusă din 7 persoane, Alina Sene, Ornea Florica, Părneanu Mariana, Ion Barbu, Mihal Ceavali, Părălău George, Dogranu Victor. Cine este pentru? Votul împotrivă. Acțiune. Nu sunt în unanimitate. Vă mulțumesc. Comisia de propunere a conferinței, compusă din 7 persoane, Sleanu Miștina, Silvia Dumitrache, Jupa Chezdina, Simeon Cosmin și Chiocul Tănase, Cojucanu Dorin, Stănculescu Paul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Nu sunt în unanimitate. Și această comisie a fost aprobată. De asemenea, vă rog, comisiile statutare care au fost mai înainte citate să intre în atribuții. Vă prezint ordinea de zi și vă supun la vot. 1. Prezentarea raportului de activitate a domnului președinte Maria Mina. 2. Prezentarea și adoptarea raportului Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj. 3. Prezentarea și adoptarea raportului Comisiei de Control Financiar. 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. 5. Prezentarea raportului cu privire la evidența membrilor de partid. 6. Programul de activitate al organizației pe perioada 2018-2019. 7. Alegerea președintelui, președintelui executiv, vicepreședinții. 8. Constituirea comitetului executiv al organizației. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Cu unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Președintele Comisiei de Validare. Vă rog, dacă aveți raportul vis-a-vis de urmărat.
fața dumneavoastră foarte mulți oameni importanti, nu doar la nivelul PSD-ului, ci și la nivel național, în sală. Și mă refer, în primul rând, la tine în prezidiu, la domnul vicepremier Paul Sălenescu, un om cu care am lucrat aproape 6 luni în guvern, cu care am gândit unele lucruri bune, care sunt convins că vor demara foarte curând. Cred să vă povestească și dumneavoastră lui și eu. De asemenea, premierul Mihai Tudose, un premier și un coleg cu care am lucrat foarte bine în guvernul Tudose și rezultatele s-au văzut. Dominic, de asemenea, că am avut ocazia să lucrez pentru o perioadă de timp și am avut colaborări foarte bune. Deci, cu alte cuvinte, Codice Fănescu, cu care ne mai stăteam, mai ales pe problemele celelalte, că e specialist și știe multe despre asta. Și vreau să vă spun că îmi face plăcere să văd că astăzi Giurgiu este onorat cu echipă destul de consistentă, substanțială, care dă greutate, în primul rând, județului. Nu neapărat acestei organizații sau acestei activități de astăzi de alegere a unui președinte. Este foarte important pentru noi, pentru aliații PSD-AD, să continuăm ceea ce am început. Pentru că, dincolo de faptul că în spațiul public, la televizor, în anumite medii, se încearcă să se inducă ideea că această guvernare, de un an și 8-7 luni, 8 luni, până în acest moment n-a produs mai efecte. Și această guvernare, de fapt, a fost un permanent scandal, o motiv în care cele două partide PSD și alte să ducă la capăt la legile justiției și atât. Și în rest, nu s-a guvernat deloc. Este o teză falsă. Și din păcate, acești oameni care fac aceste discuții sunt oameni care nu vreau, să spunem, legături cu lumea reală. Ei n-au cunoscut și nu cunosc necesitățile din mediul rural. Unii dintre ei n-au fost în viața lor într-un sat, să vadă ce are nevoie o comunitate, mă refer la apă, canal, asfalt, școală, grădiniță, lucruri atât de necesare pentru viața de zi cu zi. Nu cunosc ce înseamnă să ai un salariu destul de mic atunci când ești profesor în mediul rural, nu cunosc ce înseamnă să fii medic și să ai un salariu foarte mic atunci când ești în mediul rural, nu cunosc problemele economice de zi cu zi. Și vreau să vă spun că în toată această perioadă de un an și o lună de zile, guvernarea PSD-AD a reușit să realizeze toate aceste obiective foarte importante. Dar, în paralel, ne-am ocupat și de justiție. De ce ne-am ocupat? Pentru că, în primul rând, cred că cel mai important pentru orice cetățean în România și pentru orice om de rând, cel mai important sunt drepturile și libertățile lui. Dacă n-ai libertatea și dreptul de a te exprima deschis, de a acționa conform conștiinței tale și de fiecare dată apar anumite constrângeri, așa cum timp de aproape 10 ani de zile în România s-a întâmplat, este un lucru foarte grav. Și eu consider că în alianță, la nivel național, trebuie să ne asumăm în continuare aceste proiecte și aceste deziderate. O justiție corectă, o trai mai bun pentru toți cetățenii, nu doar pentru cei din urban sau din rural, ci pentru toți cetățenii. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, un lucru pe care se pune accent și sper că în această doamnă, guvernul din care face parte și domnul Sălescu și pe care și conduce în calitate de vicepremier, să reușească cu legea pensiilor. Pentru că această categorie, încă vulnerabilă și foarte vulnerabilă, pensionarii trebuie să fie susținut. Și sunt convins că va fi susținută, pentru că știu foarte bine proiectele pe care, și bineînțeles legea pensiei și alte proiecte pe care Oguța Vasilescu ne-a început, și care, din punctul meu de vedere, cu sprijinul întregului guvern și a coaliției de guvernare, le va duce la cap. Vreau să vă spun că am avut o satisfacție personală că acum cam 9 luni, 10 luni înainte să plec din portofoliul de ministru, am avut o discuție cu domnul vicepremier Sălescu și am spus, domnule, România are o oportunitate extraordinară. Aceea de a dubla în 3 ani de zile capacitatea de extracție de gaz. Dacă astăzi consumăm 12 miliarde de metri cubi, în 3 ani putem să avem 24 de miliarde de metri cubi. Ce facem cu gazele astea? Și vreau să spun că, împreună am concluzionat că în mediul rural, și chiar și cu parte din urban, este o mare nevoie de rețele de gaz. Extindere, modernizare sau chiar rețele noi. Și atunci, știu că împreună am pus, să spunem,
rezumatele unui parteneriat între Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Economiei și s-a creat un memorandum la nivelul Guvernului, se lucrează la ora actuală la un proiect nou, probabil că se va lucra pe NDR, la domnul vicepremier de va da anumite detalii, prin care se creează posibilitatea ca toți, suntem toate OAT-urile să fie eligibile pentru aceste proiecte de gaz. Este foarte important, pentru că dumneavoastră știți foarte bine. În localitățile dumneavoastră și mă refer la primari, au reușit să introduceți apă, canal, drumuri, școli. Următorul nivel care îi doresc cu siguranță sunt gazele, pentru că oportunitățile sunt foarte multe, dincolo de posibilitatea de a încălzi locuințele, dar oportunitățile de dezvoltare a localități sunt foarte mari în acest moment. Eu vreau să vă asigur că, așa cum am încercat în acești aproape 4 ani de un președinte de când prima dată cu PNR-ul și ulterior cu alte am avut o alianță la nivel local, vom încerca în continuare și cred că vom reuși, dacă avem înțelepciune și suficientă chipzuință, ca atât în guvernarea locală, cât și națională, PSD și ALDE să conducă și din 2020. Deci este important ca PSD și ALDE să conducă și pe plan județean, și pe plan național din 2020, pentru că o bună parte din aceste proiecte care noi le-am început sau le începem în această perioadă, este foarte important care să fie implementat. Avem un experiment nefericit în 2016, în un an de zile, când am văzut că într-un singur an de zile, un guvern a reușit să strice tot ce s-a muncit în 4 ani de zile. Deci dacă nu vom reuși în 2020 să continuăm împreună aceste proiecte, eu cred că riscul să stricăm și să se strice România toate lucrurile bune care au început și care vor începe, este unul foarte mare. Revenind la legile de astăzi, sunt convins că astăzi veți avea alegerea cea mai bună, alegerea care să ducă organizația Giurgiu mai departe cu rezultatele care le-a avut. Și vreau să felicit în primul rând pe domnul președinte Vădălău pentru rezultatele care le-a avut în început. Rezultatele din 2014 până în 2016, până la toate cele trei tipuri de alegeri s-a clasat pe primul loc. Dar astea sunt rezultatele. Îmi doresc ca acest lucru să continue și Giurgiu să fie alături de alte Giurgiu, să fie alături de PSD Giurgiu, cele mai bune organizații, fiecare la partidul lui, astfel încât să putem să ne continuăm proiectele împreună. Și sunt convins că această alegere de astăzi va da această posibilitate să dezvoltați parteneriat. Și sunt convins că în continuare colaborarea dintre mine și domnul Vădălău ca președinte, dintre echipa mea și dumneavoastră, va fi una foarte bun, pentru că avem nevoie unii de alții și trebuie să continuăm împreună. Mult succes și doamne! Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Toma pentru și echipei de sură, pentru colaborarea extrem de bună care v-a avut atât în alegeri, cât și în administrația județului. De asemenea, vreau să salut prezența colegilor parlamentari, doamnele deputate Elena Dinu și a domnului senator Marță Cristian. Stimați colegi, și acum cu siguranță vreți să auziți și președintele Consiliului Județean. Eu un pic am priză. Vă rog, domnul președinte, să facă. Cred că putem spune privind lui Ion că noi am făcut multe lucruri bune
state, cel puțin două, trei lucrări. Ne există comună în care să nu fie în pregătire pentru a fi executate alte lucrări, indiferent că vorbim de drum, de școală, de grădiniță, de dispersat, de iluminat public, apă potabilă, canalizare sau alte lucrări. Vreau să vă spun că toate aceste proiecte nu ar fi fost posibile, iar lucrul acesta trebuie să-l spun tare, clar și răspicat, fără sprijinul și fără aportul domnului președinte Nicolae Bădălău, este omul care... a adus județului Giurgiu în cele două etape de pe întâlnire și mai mulți bani din țară. Iar cred că noi toți trebuie să fim, recunoscători. Înainte de a face o prezentare a acestor obiective, trebuie să vă spun că foarte multe din lucrări au fost blocate. Din diferite motive, mai mult sau mai puțin obiective. Și mă opresc, nu vreau să spun mai mult. Dar la ora la care noi vorbim aici, toate, absolut toate lucrările se lucrează, absolut toate proiectele au fost depășite, sunt în derulare, iar rezultatele muncii noastre și a echipei pe care, în momentul de față, eu conduc la Consiliul Județean Giurgiu, cred că se vede. Dați-mi voie să încep să vă prezint stadiul de realizare a lucrărilor la obiectivele de investiții care se lucrează la nivelul Consiliului Județean și la nivelul județului Giurgiu, finanțate din fondul de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și din fondul de la bugetul propriu al județului Giurgiu. Unul dintre cele mai importante programe care se derulează prin Ministerul Dezvoltării este Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL. La nivel județean, în anul 2015, prin anturanța de guvern 28-2013, unitățile administrative teritoriale ale județului Giurgiu au încheiat 124 de contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării prin PNDL, etapa 1, în valoare de 591.479.020.000 lei, din care s-au decontat la momentul de față 75%, 444.159.700. Și am să vă prezint proiectele, după cum urmează. 5 proiecte de canalizare cu lungime de 65,6 km în valoare de peste 60 milioane de lei. 33 de proiecte de apă cu lungime de 548 km în valoare de 140 de milioane de lei. 141. 58 de proiecte de drumuri, interes local și drumuri comunale cu lungime de 452 în valoare de 337 de milioane. 6 proiecte de drumuri județene cu lungimea de 33,843 km, valoarea lor fiind de 27.596.000. 17 proiecte pentru unitățile de învățământ în valoare totală de 9.234.000, un proiect pentru sediul primăriei în valoare de 445.000, 3 proiecte de poduri și potețe și un proiect de dispensar local. În anul 2017, prin ordonanța de guvern 28 din 2013, unitățile administrative teritoriale din județul Giurgiu au încheiat 190 de contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării prin PNDL etapa a doua, în valoare de 776.893.000.000 lei, din care în momentul de față sunt decontate aproape 69.000.000 de lei. După cum urmează. Un proiect de canalizare cu lungime de 21,855 km. 8 proiecte de rețea de apă cu lungime de 146.797 km. 51 de proiecte de drumuri interes local și drumuri comunale cu lungime de 411.294 km în valoare de peste 490.000.000 de lei. 13 proiecte de drumuri județene cu lungime de 99.296 km în valoare de 137.384. 40 de proiecte pentru unitățile de învățământ în valoare de peste 35.000.000. 49 de proiecte de dotare cu mobilier unități de învățământ. 4 proiecte cu dotare mobilier dispensat. 7 proiecte de iluminat public. 3 proiecte cu sediul de primărie. 5 proiecte de poduri și potețe. 8 proiecte pentru dispensare și un proiect pentru construire imobilă. Cred că sunt investiții extrem de mari, investiții benefice și investiții de valori considerabile de care județul nostru a beneficiat. Tot în anul 2015,
17.596 de lei, cu o lungime de 33 de kilometri 84. Mă refer aici la contractele încheiate în cadrul Consiliului Județean Giurgiu. Am să dau citire tuturor românilor și am să încerc să vă explic statul lucrărilor și care a fost statul lucrărilor în momentul în care Partidul Social Democrat a preluat conducerea acelui Consiliu Județean. Mă refer aici la drumul județean 401 Hereș-Otare, 3,63 de kilometri. Contractul a fost încheiat în anul 2011. Lucrările au fost demarate apoi sesizate în 2013, în 2017. Până în 2017, lucrările la acest drum au fost sesizate. În august 2017 s-au asigurat fondurile și s-au făcut și recepția. DG412C, Uiești-Goleasca, DG601, 4,5 km, contractul semnat de asemenea în 2011, lucrările au fost sistate, ulterior au fost reluate, ca urmare a asigurării fondurilor necesare, lucrările la acest obiectiv au fost recepționate în anul 2018. Modernizarea drumului județean 412D, Neaș-Dobusterea, DN61, 3 km, contractul a fost încheiat în 2009, lucrările s-au demarat în 2011, iar fondurile necesare s-au obținut în anul 2015, când a fost și recepționat acel drum. Drumul județean 404, limită județ Dâmbovița, Târgănească, Florești, 6,727 de kilometri. Contractul a fost încheiat în anul 2012, iar în 2016 s-a asigurat finanțarea la el. La această dată, lucrările sunt efectuate într-o proporție de 75%, mai sunt realizate la șanțuri, poveții și drumul lateral. Drumul județean 401 Apalanca Stoienești, pe o lungime de 5 km. Contractul a fost încheiat în 2012, lucrările au fost în execuție în anul 2012 până în anul 2014. În luna martie a anului 2017, noi am asigurat fondurile pentru continuarea lucrării. La această oră, lucrările sunt realizate în proporție de 77%. Reabilitare drum DG601 Bolitin, Dea Bolitin, Vale, Malospat. Contractul a fost încheiat în anul 2012, iar până în 2017, la acest drum nu a fost realizat nici măcar un metru, pentru că nu au fost fondurile necesare alocate. Fondurile au fost alocate în luna martie, iar în momentul de față, în luna martie anului trecut, 2017, iar în momentul de față, acest drum este realizat în proporție de peste 90% și estimăm că lucrările se vor termina în trimestrul 4 al anului 2018. Am să trec acum la faza a doua Programului Național de Dezvoltare Locală și am să vă spun că în urma solicitărilor de finanțare trimise de către Consiliul Județean Giurgiu, în februarie 2017, către Ministerul Dezvoltării, au fost aprobate lista obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea acestui program. 13 obiective de investiții din domeniul modernizării și reabilitării drumurilor județene. Până la finalul anului 2017, pe baza documentațiilor depuse de Consiliul Județean, s-au încheiat 12 contracte de finanțare, iar la începutul anului 2018, cel de-al 13. Ceea ce reprezintă un grad de 100% realizare față de propunerile pe care noi le-am avut. Suma care a venit Consiliul Județean în urma acestor semnări, acestor contracte, este 137.384, lungimea de 99,6 km, iar în momentul de față noi deja am recontat în această sumă aproape 11 milioane de lei. Am să vă citesc obiectivele pe care noi le avem pe acest program de dezvoltare locală 2. Vreau să știți că o parte din aceste drumuri, primele obiective pe care le voi citi, contractele au fost încheiate în anul 2009, iar până zilele noastre, la unele din drumuri s-a lucrat foarte puțin, la unele absolut deloc. În momentul când am obținut finanțare pe aceste drumuri, vreau să știți că nu mai există drumul județul Giurgiu de la Consiliul Județean pe care să nu se lucreze și am să vă spun și stadiul fizic al lucrărilor pe fiecare drum în parte.
s-a lucrat absolut deloc. În luna octombrie anului 2017 s-a obținut finanțarea la acest drum, iar graficul în momentul de față ne spune că este la 80% realizare. Restul lucrărilor urmând să încheiem până în trimestrul 4 al anului 2018. Modernizare Bucean DN412T, Bucean Marusfalt. Valoarea de finanțare este aproape 11 milioane de lei. Drumul are 7,8 km. Tot la fel, acest contract a fost încheiat în anul 2017. Nu a avut finanțare în anul 2012. Nu a avut finanțare până în luna decembrie 2017. În momentul de față, acest drum este realizat în proporție de 25%. Lucrările sunt în derulare. Ne dorim ca o mare parte a acestor lucrări să le terminăm până la sfârșitul anului. Reabilitare și modernizare drumul județean 611, roata de jos, Adina Cartojean, un drum foarte important, 5,180 km. Contractul a fost încheiat în 2012, iar pe parcursul a 3 ani, 2014-2017, din lipsa finanțării, nu s-a lucrat absolut deloc la acest drum. Ca urmare a contractului de finanțare încheiat de noi în anul 2017, lucrările de finanțare vor fi reluate. Gradul de realizare la acest moment este de 58%. Modernizare drum comunal DG121 Slobozia DN5. Contractul a fost încheiat în anul 2012, iar 5 ani de zile vreau să știți că la acest drum nu s-a lucrat absolut deloc. În octombrie 2017 și acest drum a primit finanțare. În momentul de față, lucrările sunt realizate în proporție de 68% și estimăm că până la sfârșitul anului să terminăm și acest drum. 412 drumul județean punctul de 41 Colibaș. Un drum la fel extrem de important pentru județul Giurgiu. Pe o lungime de 10 km. Contractul a fost încheiat în anul 2009. Pe parcursul a circa 6 ani până în 2015, lucrările au fost realizate în proporție de 47% la apei statului. Ca urmare a contractului de finanțare pe care noi am reușit să-l semnăm în anul 2017, în momentul de față, ritmul de realizare la acest drum este crescut peste 80% și estimăm că lucrările le terminăm până la sfârșitul lunii septembrie. Modernizare drum județean 151E, limită județ Mâmbovița Teschieni, 5,5 km. Contractul a fost încheiat în anul 2009, iar pe parcursul s-a lucrat la el doar 2 ani, 2013-2014, lucrările au fost realizate doar 38%, nu au mai avut finanțare, am obținut finanțarea noi în 2018, încă nu se lucrează pe acest drum, urmează să dăm începere și sperăm să reușim să finalizăm anul acesta și acest drum. Drumul 506A, limită județ Nerul Mantopor, 6,9 km. Este contract de finanțare. În momentul de față sunt demarate procedurile de achiziție pentru proiectare, faza proiect tehnic, și suntem în etapa de evaluare a ofertelor. Următoarele drumuri pe care eu am să le citesc sunt în diferite etape de achiziție. Este vorba de DG413, DG603, CFR Mihai Bravo, DN41, un drum în lungime de 9 km. Suntem în etapa finală de evaluare a ofertelor. DG503A, CFR-ul cei la Duhovii, Scoarele, Filiacu, Răsucel, limită județ Teroman. Un drum de aproape 14 km. La data aceasta evaluăm ofertele. Modernizare drum județean 507, Giurgiu. Urmează cu Branișa Costinu. Vreau să vă informez că s-a semnat contractul acest drum. Urmează ca săptămâna următoare să dăm o linie în CFR. Este celebrul drum care face legătură din Vama Giurgiu. Un drum care a fost foarte vamat și pe bună dreptate, acest drum intră la reabilitare. Modernizarea drumului județean 412 G-ul Căzeni, Orișorul, Bușană, Bădeni, Mici, Goleasa. Suntem în etapa de final de evaluare a ofertelor. DG401 a Bolindin, Vale Falanca.
au dezemar o stat 36 spre 1, aproape 8 km și jumătate. Suntem în etapa de evaluare finală a ofertelor. Ce v-am citit până acum au fost drumurile care noi le-am finanțat din Programul Național de Dezvoltare Locală. Vreau să știți că, în afară de aceste drumuri, noi la Consiliul Județean mai avem investiții și pe banii bugetului propriu. Am să vă citesc câteva obiectivele din listele de investiții pe anul 2016 și 2018, finanțate din bugetul nostru al Consiliului Județean, aflate în diferite stadii de execuție. Modernizarea drumului județean, 412 Bălăși, limită județ Călăraș, 2 km. Acest drum a fost recepționat. În momentul de față se circulă foarte bine pe drumul respectiv. Domnul primar al Comunei Bălăși, dacă este în sală, când i-am spus că noi vom face acest drum anul trecut, azi mie mi-a zis că de vreo 16 ani se tot promite că acel drum va fi făcut și nu face nimeni. Domnul primar, promisiune de plinire. Împreună cu consilierii județeni,
PSD și ALDE, am hotărât zilele acestor drumuri și au fost scoase la licitație. La 10.603, în momentul de față, așteptăm să se pronunțe instanța, cred că săptămâna viitoare, pentru că nu mai au cum să mai avem, vom semna contractul și cel mai scurt timp, vor da ordinul de începere. Pe DG412 a fost semnat contractul săptămâna trecută, în momentul de față, începe lucru, deschide 3 șantiere odată, iar pe DG504, în momentul de față, se lucrează stadiul lucrărilor fiind executate în procent de 65%. Iar până la sfârșitul anului, cu siguranță, vom realiza drumul în proporție de 100%. Avem depuse proiecte, încă 3 proiecte de drumuri pe fonduri europene. Mă refer la drumul județean 503. Giurgiu, limită județ Telorman. Este proiectul depus în cadrul BOR 2014-2020. Proiectul nostru a obținut 79 de puncte și este în curs de precontractare. Valoarea estimată a acestui proiect este de 66 milioane de lei și are lungime de 32 de km. Proiectul reabilitare DG412A, Dunați-Copăceni-Mihăilești, cu drum extrem de important, de 12,5 km. În momentul de față, proiectul a fost depus în cadrul programului transfrontalier Interreg România-Bulgaria. A fost semnat contractul de finanțare și este demarată procedura de achiziție pentru fază proiect tehnic și execuție. Și în ultimul rând, drumul județean 504, Giurgiu Bobășari, în lungime de 26 km, o valoare de 55.924.000, a fost depus în 2016, cererea de finanțare pentru acest drum. Din păcate, au fost ceva probleme cu extrasul de carte funciară, a fost respins proiectul și redepus în cadrul pe axa numărul 4, POR, prioritară numărul 6. Am lăsat la urmă un subiect extrem de delicat pentru județul Giurgiu. Este vorba de depozitul de deșeuri. Consiliul Județean Giurgiu și-a propus o gestionare eficientă, în conformitate cu standardele UE a deșeurilor din județul Giurgiu. Motiv pentru care a fost depus și aprobat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Giurgiu, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane. Unul dintre obiectivele acestui proiect a fost construirea acelui depozit ecologic de o valoare foarte mare, 39 de milioane de lei, situat în comuna Plătești. Vreau să știți că lucrările la acest depozit de deșeuri au fost finalizate în anul 2012. În schimb, acest depozit ecologic a fost declarat funcțional și a început să funcționeze abia la sfârșitul anului 2017, la 5 ani după terminarea lucrărilor, deoarece a fost o lipsă crasă de interes pentru punerea în funcționare a acestui depozit, iar în cei 5 ani, starea de avansare și de degradare a utilajelor a fost foarte mare. Consiliul Județean a fost nevoit să facă lucrările remediere a instalațiilor în valoare de aproape 500.000 de lei pentru a fi funcțional acest depozit ecologic. În momentul de față este declarat funcțional, iar cei doi operatori de colectare a deșeurilor și-au început activitatea și vreau să vă spun că funcționează foarte bine. Acestea au fost o parte din realizările pe care echipa Partidului Social Democrat le-a avut în județul Giurgiu și la Consiliul Județean. Vreau să profit de ocazie să-i mulțumesc domnului premier Mihai Tudose pentru sprijinul care l-a acordat pe perioada când dânsul a fost prim-ministrul României și domnului Paul Stănescu, vicepremier și ministru al dezvoltării. Vreau să știți că niciodată eu, atât eu, cât și domnul vicepreședinte Colozel, cât și orice primar din sală, din județul Giurgiu, indiferent de culoarea politică, vreau să știți că de câte ori am fost la Ministerul Dezvoltării, ușile noastre au fost deschise. Vreau să știți că orice problemă am avut, nu s-a plecat de la Minister până nu am rezolvat problema. Din obiectivele pe care eu le-am citit,
Multe sunt și la comunele care nu au primat PSD, ne interesa dezvoltarea județului, ne interesa aprobarea politică și este promisiunea noastră a Partidului Social Democrat pe care noi am făcut-o Giurgiuvenilor, este proiectul nostru politic. Și nu am nici la mică îndoială că și după această conferință vom duce la bun sfârșit și vom putea continua ce am început înainte de alegerile locale. Vă mulțumesc pentru că au fost votați în număr atât de mare. Vreau să urez succes tuturor candidaților. Domnule președinte, vă rog, vă urez succes în continuare. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat. Cea mai puternică organizație din România este a fost o mare pentru mine. E greu să conduci după omul care a revoluționat politica din România și a obținut scoruri istorice. Dar nu văd o oportunitate. Mulțumesc, domnule președinte, și să știți că mi-am dat seama cât de mult să muncește și la Consiliu și la primărie. Dar în același timp sunt mândru că totuși avem tineri care ne fac cinste și care în Partidul Social Democrat cu siguranță vor avea o carieră frumoasă. Nu vor decât să reușească și să reușească la mine. La punctul 2, dar vă juca să fiți un pic mai scurți, domnul Cosmin Simion, raportul Comisiei de Etică. Să știți că trebuie să îndeplinim toate procedurile statutare ca să raportul de activitate în perioada 2016-2018, organizată pe baza regulamentelor elaborate de Comisia Națională de Integritate și Arbitraj și a desfășurat activitatea conform atribuțiilor stabilite. Aleasă pentru mandare papa, în Comisia s-a întâlnit organizatorii a fost necesar la convocarea președintelui Comisiei pentru a analiza și cerceta reclamațiile sesizate definite, atât din partea membrilor de partid, cât și a organelor locale și prezentele prin unele avate de susținare sau încălcări ale normelor morale de comportament. Analizând și cercetând reclamațiile formulate împotriva membrilor de partid, după asigurarea prealabilă a dreptului de apărare a acestora și respectarea constituției a politicii în sensuție de neînfrăție, Comisia a propus ofertă de conducere a infracțiunii la nivel cetățean prin menținerea sau respingerea acestora. Astfel, în decursul mandatului au fost înregistrate la nivel Comisiei Rețele de Etică, Integritate și Arbitraj un număr de 3 contestații, conturate împotriva hotărârilor de sancționare disciplinară, de organizațiile locale a membrilor de partid. După Comisia, analizând situațiile prezentate, a confirmat sancțiunile aplicate de organizațiile locale respective, înaintând către organizația Rețeleană a PSD Giurgiu, o dată adoptată. Menționăm că nu s-a înregistrat niciun caz de contestație prin hotărârea Comisiei la Comisia Națională de Etică și Arbitraj a PSD pentru anul 2016 și 2017, dar pentru anul 2018, un caz a fost contestat în instanță hotărârea Biroului Permanent de Etan PSD privind excluderea de rândul membrilor PSD, urmând ca instanța să se pronunțe. Vă mulțumesc! Comisia de control financiar. Mă rog, situațiilor de discursiune alocate în procesul de gestionare a
permanente pentru anul 2007. Sunt celor care sunt apreciați în mod pozitiv activitatea financiară contabilă, fără să se lasă pe calități. Bugetul de venituri și cheltuieli, Palatul Sfânt. Dacă se poate la microfon, nu auzim nimic, ne cerem scuze. De muncă în sistemul sanitar. Cuvântul
faptul de a respecta promisiunile făcute electoratului, pentru ca românii să trăiască mai bine și mai ales pentru ca sistemul sanitar din România să ajungă la standarde mai înalte. Prin activitatea mea de până acum în cadrul Comisiei de Sănătate, am încercat, alături de colegii mei, să îmbunătățim legislația în domeniu și să propunem noi alte normative care să ne permită să punem în practică promisiunile făcute. Mare parte din promisiuni au fost respectate și vă rog să-mi dați voie să mă refer doar la cele din domeniul pe care îl cunosc cel mai bine, adică sănătate. Am încercat să oprim exodul medicilor români în străinătate prin creșterea salariilor medicilor și personalului medical din unitățile sanitare publice. Pentru că în ultima perioadă medicii români părăseau țara și riscau să nu mai aibă cine să ne trateze în spital. Medicii români în acest moment se reîntorc și rămân în spitalele din România. Au fost dotate cu fonduri de la Ministerul Sănătății foarte multe dintre spitalele județene de urgență cu echipamente noi, computer tomograf, RMN, PAC, unul dintre beneficiarii acestui program prin fonduri ministeriale fie și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Am revorbit programul național pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C, pe care l-am extins și care în acest moment are asigurată finanțarea pentru încă 4500 de pacienți. Pentru accesul pensionarilor la medicamente compensate cu 90% am crescut plafonul de la 700 la 990 de lei. Au fost triplate sumele pentru achiziția de vaccin. Și sunt multe, multe alte măsuri pe care în acești 2 ani în care am guvernat țara au fost făcute pentru oameni. Sunt numai câteva cele prezentate de mine. Sunt cele pentru modernizarea sistemului sanitar și creșterea calității serviciilor medicale din România. De toate aceste măsuri, la nivel național, a beneficiat și sistemul sanitar din județul Giurgiu. Astăzi, Spitalul Județean a primit pe lângă un echipament CT și PAC, prin fonduri de la Ministerul Sănătății și numeroase echipamente pentru unitatea de primiri urgente pe care le vedeți pe ecran. Pe lângă toate acestea, Consiliul Județean a investit foarte mult în infrastructura spitalului prin reabilitarea unor corpuri de clădire, cât și prin dotarea cu aparatură medicală performantă, atât de necesară pentru ca participanții să poată fi tratați așa cum se cuvine la ei acasă. Au fost finalizate în anul 2017 lucrările de relocuire a acoperișului spitalului vechi, lucrările la secția de neurologie, lucrările de reparații la instalația de alimentare cu energie electrică au început tot în 2017 și au fost finalizate în 2018 lucrările de reparații la subsolul spitalului B, care era într-o stare tehnică precară și care acum arată așa cum vedeți. Anul trecut și în acest an, din fonduri de la Consiliul Județean, s-a achiziționat aparatură medicală de înaltă performanță în valoare de 1.700.000 de lei. Cele mai importante fiind sursa de endoscopie, videolaringoscopul, un ecograf performant și aparate de ventilație mecanică. De asemenea, prin eforturi comune, corpul nou al Spitalului Județean va intra cu finanțare de la Compania Națională de Investiții într-un amplu proiect de reabilitare, extindere și dotare, care, după finalizare, va face din acesta unul dintre cele mai moderne unități sanitare din țară. Tot prin Compania Națională de Investiții, Spitalul Orășenesc Bolii din Vale va beneficia de construcția unui corp nou de clădire care va asigura asistența medicală la standardele înalte a populației din nordul județului. Foarte multe dintre dispensarele aflate în mediul rural și care desfășoară activitatea medicii de familie au intrat în reabilitare și dotare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Și le vedeți pe slide-ul acesta. Toate aceste realizări, alături de cele prezentate de colegii mei, sunt rezultatele eforturilor unor oameni care au încercat să lucreze în echipă, în primul rând pentru Giurgiuveni. Trebuie să înțelegem că o echipă înseamnă oameni care pun suflet, oameni care muncesc,
care încearcă să realizeze o coeziune în ciuda unor divergențe de opinie, care până la un punct sunt firești. Mă știu însă că există și multe orgolii și chiar oameni rău intenționați. De aceea nu trebuie să permitem primul să ne depine și să ne oprească în realizarea obiectivelor noastre. Dragi colegi, am convingerea că la sfârșitul acestei conferințe, organizația PSD Giurgiu va ieși mai întărită și se va așeza în cursul firesc al activității sale. O echipă care va primi mandatul dumneavoastră de a organiza și conduce următoarele bătălii electorale, care ne așteaptă și de asemenea de a obține rezultatele cu care suntem obișnuiți, adică locul 1 pe sat. Am credere în dumneavoastră. Am credere în dumneavoastră și urez succes echipei pe care o veți alege astăzi. Primar de la Clejean, Florinel. O să vă prieteni mai des. Domnul Mario, primarul. Cristi, să rog. Domnul senator, mă.
unui om, unui prieten, drag mie pentru caracterul extrem de frumos al lui, domnul Paul Stănescu. Bună ziua, stimați colegi! De lungi, cred că o ședință de oră jumătate că e suficient pentru bani găsit. Ce vreau să vă spun? În primul rând am venit aici cu chiar cu bucurie și cu respect pentru voi toți. Pentru voi toți din PSD de la Giurgiu, pentru că rezultatele voastre au demonstrat că sunt cea mai puternică influențată. Așa de lucru, că mi-aduc aminte la Europarlamentare, acolo PSD-ul în primul loc. De acolo a pierdut Giurgiu și prezidențiale, și locale, și parlamentare, că în primul loc. Mulțumesc! Unul și doi. Pentru că este, mai ales că acum urmează un element foarte important în viața partidului și elementul care l-am asumat referendumul și eu vă rog și aici la Giurgiu, să-i rog și cu colegii mei de la urmă și în toată țara să fim, să abordăm cu multă seriozitate acest moment, referendum de familie, pentru că, dacă vreți, e un test important politic pentru noi toți. În ultimul rând, încerc să fiu, am venit și pentru prietenul foarte bun, Nicu Bădărău, așa zic, Nicule, am venit pentru el pentru că am reușit împreună cu el și cu foarte mulți colegi să facem multe lucruri, vă spun eu. Și în continuare, cred că vom fi la fel. Administrativ, nu aș vrea să vă mulțumesc la fel. Consider foarte important la acest moment să rămânem uniți, să avem majoritate parlamentară, să avem guvern până în 2020, cred că e cel mai important lucru, să lăsăm la o parte toate frustrările sau supărările pe care urmă dat de putem avea pe deputatul, am întrebat cu mine și oamenii mulțumirile mele pe oricare din sală, dar trebuie să lăsăm totul o parte, pentru că asta, dacă vreți, este ca principală a noastră, a tuturor, pentru a duce la capăt programul de guvernare, programul de guvernare pe care niciun partid, nicio coaliție împreună cu colegii noștri de alte, nu l-a avut în 28 ani. Cu toții credem că e un program bun. Măsurile pe care le-am luat până acum, sigur că se văd, sunt importante în continuare, sunt foarte importante în continuare să ducem mai departe tot ce ne-am propus. Și pe domeniul justiției, dacă vreți, vorba de legile justiției, codul penal, codul de procedură penală, administrativ, codul administrativ, care știți, în Parlament a fost contestat de domnul președinte și o să revină de Parlament, toți care, practic, eu spun că reprezentează aproape 90 ceva la sută din toate problemele pe care le-am avut ca administrație locală și vă spun un dar bun la dumneavoastră pentru că și eu ca și Maria a fost cu de zile președinte de Consiliul de Trea și exact ce se confundă administrația publică locală. Nu mai e totul administrativ, mai este totul finanțe cu celor care s-a venit formula de finanțare a lucrurilor foarte importante pentru toate primăriile și pentru toate locurile și în ultimul rând, legea pensiilor care va intra curând în Parlament. Sunt obiective importante ale programului de guvernare și obiective ale noastre ca în acest an să le ducem la sfârșit. Deci, ca să fiu foarte simplu și foarte scurt, indiferent de ce se va întâmpla, pentru că vedeți bine, dacă foarte mulți că vedeți bine ce se întâmplă pe scena politică, nu cred că e bine să gândește care va dintre noi să facă jocul al cuiva. Trebuie să facem jocul partidului, să ne ducem, să avem guvernul și să ducem programul de guvernare până în 2020. Care în 2020, eu nu vă spun, cred că dacă acest program de guvernare va fi dus la final, vom fi din nou la conducerea țării și așa cum spunea Tomiță, prietenul meu, președinte de ALDE, sunt convins că putem merge până în 2020 și până în 2020 să ducem la care tot ce ne-am propus noi, pentru ca românii să simtă bine acasă la ei, să nu mai trece afară,
toți românii să vrească mai bine să fie înapoi. Am fost acum în Spania, am adus aminte. Dragii, în Spania avem oficial 1.100.000 de români. De oficial sunt colegii noștri care acolo că sunt 1.500.000 de români în alte porți de muncă, toate comunitate. Asta înseamnă că nu mai cunoscut de oameni care putem lua, putem aduce toți românii înapoi. De ce nu simplu, dacă vor trăi la fel de bine aici ca în Spania, sunt că toți concetățenii noștri care sunt afară vor veni înapoi. Acest an e un an cu căcătură, mai spun eu, este vorba de centenarul Marii Unii, 100 de ani de istorie modernă și cred că anul ăsta ar trebui să ne facă pe toți mai buni. Dar, din păcate, gândindu-ne ce se întâmplă cu societatea astăzi, vedem dezbinare, vedem ură, haideți noi, Partidul Social Democrat, să fim un exemplu, să dăm dovadă, dacă vreți, de echilibru, de maturitate, în tot ceea ce facem. Asta este de noi, sigur, să urmăm parolile românești până la urmă. Obiectivul a fost de important pentru noi în acest an. Știți bine că la 1 ianuarie 2019 vom fi la președinția rotativă a Uniunii, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La fel, un lucru foarte important pentru că nu au dat la 14 ani o să fii la președinția Consiliului Uniunii Europene și putem să fim un model. Încercăm să pregătim tot ce avem pentru președinția Consiliului Uniunii Europene, pentru că sunt ceva lucruri foarte importante. Brexit, și în fine, la Marea Britanie, a lăsat să iasă din Uniunea Europeană. Este cadrul financiar anual pentru viitor și, nu în ultimul rând, alegerile europarlamentare. Alegerile europarlamentare sunt foarte importante pentru toată Europa și pentru noi ca grup socialist, pentru că, sigur, va fi o nouă Comisie Europeană, un nou președinte să va alege. E foarte important pentru noi, chiar dacă mai sunt o care mai spune, Europa. Transport fără Europa nu se poate. Am votat cu toți că este Uniunea Europeană, trebuie să respectăm toți regulile. Dacă nu respectăm regulile, avem o mare problemă. Sigur că sunt toți felul oameni care mai spun la nivelul. Eu să vă spun un lucru aici. Sigur, la vârstă, nu putem, decât împreună cu toate statele din Europa, în Uniunea Europeană, nu există altă dată. Și atunci, dacă Europa ne-a dus acolo, am ridicat mâna, am votat să intrăm acolo, trebuie să respectăm toate regulile. Dar politic, la fel trebuie să ne batem ca grupul socialist, care nu e așa de puternic pe grupul popular, pentru că Bruxelles înseamnă tot politic, trebuie să ne batem și ca pentru alegerile europarlamentare care vin ca să fim o forță și la nivel european. Am dus lucrurile prea departe, spuneam că vorbesc mult. Haideți să închid. Eu, primul rând, sunt convins că Giurgiu va fi cel puțin în primele trei locuri și chiar voi să fie și eu vreau să fiți chiar pe primul loc, pot să fie pe doi, să fie pe timp, pe ei, să avem rezultate foarte bune, să ne ținem de cuvânt, să nu minți niciodată, pentru că minciuna are picioare scurte, de fiecare dată să spunem adevărul. Dragi colegi, sugerez, din suflet doresc multă sănătate, să fiți sănătoși. Vă cunosc cu micul de 20 de ani.
Mă cunosc cu Maria Mina pe când era director la DLF-ul București. Am o relație de colaborare foarte bună și desigur am ascuns de casă cu senatorul Marciu. În sensul că m-am locuit atunci când puteam să acopă foarte multe dintre activitățile noastre. Vă cunosc pe unii dintre dumneavoastră și ca urmare, eu cred că ar rămâne și avea o relație de colaborare foarte bună între noi. Este esențial pentru ceea ce înseamnă viitorul Partidului Social Democratic. Au început ambele din municipiul Giurgiu cu doamnele din municipiul Giurgiu și un proiect au întâlnit, au discutat despre activitatea lor, s-au distrat împreună, cred că trebuie să punem în aplicare asemenea proiecte din lor și să facem un schimb de informații, un schimb de experiență și în domeniul administrației publice locale și în domeniul activității politice. În al doilea lucru care vreau să spun, îl felicit pe domnul Mina și pentru modul în care a condus organizația județeană, dar îl felicit pentru ceea ce a făcut în administrația publică locală. Am fost președinte de Consiliul Județean. Știu foarte bine care sunt dificultățile, știu foarte bine cum este să încerci să rezolvi problemele din fiecare localitate. Și știu la fel de bine ca și dumneavoastră că județele din Sud au nevoie de investiții mult mai mari decât au, să spunem, județele din Ardeal. Am fost în anii aceștia totdeauna, cap la cap, așa, Giurgiu, cu Dâmbovița, cu Botu, cu Brăila, de exemplu, care sunt aici, colegii noștri, și ca rezultate în activitatea politică, și ca rezultate în activitatea administrativă, desfășurat prin județele noastre. Dar pentru că astăzi suntem la o conferință politică, aș vrea să vă spun câteva din gândurile mele. Partidul Social Democrat guvernează țara de aproape 2 ani de zile. A fost o guvernare până acum extrem de dificilă, dar cu rezultate foarte bune. Avem cea mai bună creștere economică din Europa. Am reușit să îmbunătățim nivelul de salarizare în toată România. Am reușit să majorăm pensiile. Avem un program de investiții pe Ministerul Dezvoltării Regionale care merge foarte bine. Este cel mai mare program care se adresează satului românesc, orașelor mici și mijlocii. Toate acestea, vedeți foarte bine că avem foarte multe atacuri care vin din exterior și avem unele dezbateri și unele probleme acum în interiorul partidului. De aceea, prin un mesaj pe care vreau să-l dau, este acela de unitate. Și fac un apel de aici de la Giurgiu, la toți colegii noștri de partid, senatori, deputați, președinți de consilii județene, consilieri județeni, consilieri locali, primari, să rămânem uniți. Eu nu cred... Nu cred că soluția mai bună pentru România este în altă parte. De asemenea, nu cred că manifestându-ne foarte spumătos, ne vom rezolva problemele. Sunt aproape 2 luni și jumătate de zile, de când am ieșit la o emisiune de televiziune. Nu pentru că nu aveam ceva de spus sau nu gândesc la ceea ce se întâmplă, ci pentru că eu cred că totdeauna trebuie să fim echilibrați, trebuie să fim raționali, trebuie să fim înțelepți, să discutăm un din cadrul familiei noastre, familia aceasta mare care e Partidul Social Democrat, și să încercăm ca totdeauna să punem mai presus de interese personale, de supărări pe care le avem cu toții, așa cum s-a spus aici, interesele României și apoi interesele partidului nostru. De aceea, cred și eu că trebuie să ne preocupe în perioada următoare câteva lucruri foarte precise. În primul rând, menținerea coaliției de guvernare. Este important ca PSD și ALDE să meargă la urmă până în 2020 și după acest moment. În al doilea, menținerea majorității parlamentare. Este foarte important să avem o majoritate parlamentară consistentă care să ne permită punerea în aplicare a programului de guvernare. De aceea fac apel la toți parlamentarii deodată să rămânem uniți și să dăm consistența acestei majorități parlamentare. În al treilea, continuarea guvernării cu un efort pe care trebuie să facem de a îmbunătăți și echipa de guvernare și, în același timp, de a
adapta continuu programul de guvernare la realitățile prin care trece România de astăzi și de mâine. Este, cred, foarte important să îmbunătățim actul de guvernare și să orientăm guvernarea în perioada următoare, după ce rezolvăm lucrurile despre care va vorbi și domnul Paul Stănescu, spre două chestiuni extrem de importante. Investiții publice, trebuie să discutăm de investiții foarte mult și foarte mult de infrastructură. România are nevoie de investiții masive în toate domeniile de activitate. Este nevoie să câștigăm și să mobilizăm lumea pentru referendumul din 7 octombrie. Este și un moment în care ne verificăm capacitatea noastră de luptă. Nu este doar miza referendumului în sine, o temă care ne preocupă pe toți, dar cred că este și un bun prilej de a reface unitatea echipelor, de a ne verifica capacitatea de a ne bate pentru partid, pentru că după acest referendum, nu foarte departe, în luna mai, ne așteaptă alegerile europarlamentare și apoi cea mai grea competiție din totdeauna, cea a alegerilor prezidențiale. Cred că trebuie să continuăm parcursul legislativ pe legile justiției. Trebuie să continuăm parcursul legislativ pe codul penal, procedură penală, procedură civilă, cod administrativ. Cred că trebuie să rezolvăm anumite probleme care sunt pe legea privind incompatibilitățile și regimul juridic al conflictelor de interese. Trebuie să ținem cont de observațiile făcute de Curtea Constituțională, să încercăm să dăm țării niște legi care nu să protejeze, îmi spun unii, pe cei care fac fapte penale, ci să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Pentru că nu putem să mergem altfel într-o Europa civilizată fără respect față de drepturi și libertăți fundamentale. Pregătirea președinției la Uniunea Europeană, la Consiliul Uniunii Europene, reprezintă de asemenea un obiectiv major. Este un bun prilej ca România să-și îmbunătățească imaginea, inclusiv partidul nostru, în cadrul familiei europene din care facem parte. Cred că este important să adoptăm în această toamnă legea pensiilor, pentru că ea vine în sprijinul a peste 5 milioane de români. Sunt oameni care au muncit, au construit această țară, trebuie să rezolvăm în principal inegalitățile care există între diferite categorii de pensionari și inegalitățile generate de momentele diferite la care au ieșit la pensie, de asemenea lucrurile pe care le știți, grupa 1, grupa 2 și așa mai departe. De asemenea, cred eu că este important să ne concentrăm în perioada următoare pe pregătirea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale, și pe adoptarea codului finanțelor publice. Știu că există destul de multă frământare legată de resursele pe care unitățile administrative teritoriale le au la dispoziție în acest an. Putem să facem mai mult. Știu că există două, trei direcții principale de discuție. Sunt convins că domnul Paul Stănescu, împreună cu Ministrul Finanțelor, vor găsi formula cea mai potrivită în așa fel încât să ne apropiem de soluția pe care am avut-o, zic eu, în anul 2015, când toată lumea a avut resurse suficiente la dispoziție și au putut să-și asigure dezvoltarea localității. Cred de asemenea că trebuie să găsim în această toamnă o soluție legată de candidatura la președinția României. Am enunțat la Comitetul Executiv o soluție de candidatură comună. Mai departe, prin analize sociologice serioase, trebuie să identificăm cea mai bună formulă, în așa fel încât să ne putem angrena cu șanse de succes în competiția de anul viitor. De asemenea, cred că trebuie să spunem foarte clar că, indiferent ce discuții sunt în partid, nimeni nu trebuie să gândească vreodată să susțină un demers, o moțiune de cenzură sau alte asemenea demersuri împotriva unui guvern al Partidului Social Democrat. Cred că lucrul acesta trebuie spus, răspicat în seara aceasta și de aici, de la jur. Mai cred că trebuie să ne ocupăm foarte serios de programul de autostrăzi, dar și de drumul expres. Și eu am îngăbovița două, trei situații care, dacă nu le rezolv, județul va fi blocat. Cred că este important
să se adopte actul normativ PNDL-ul ăsta 2-3, cum spune, legat de gaze, fiindcă România va exploata gaze, dar astăzi nu avem posibilitatea de a beneficia de un serviciu care este esențial și care costă foarte mult. Cred că este nevoie, de asemenea, să ne ocupăm foarte serios de educație și aici mă gândesc în principal la un program național care să ne permită să sprijinim liceele tehnologice. Cred că trebuie să, pentru că altfel, dacă mergem pe ceea ce se întâmplă astăzi, cu 7.000 de absolvenți la master, de exemplu, la filologie și cu 200 la inginerie chimică, nu avem nicio șansă de viitor. Eu cred că liceele industriale trebuie sprijinite, trebuie să creăm campusuri universitare, campusuri ale asemenea la aceste licee, unde să avem spații de învățământ de calitate, să avem cămin, să avem cantină, să avem burse date diferențiat care să stimuleze copiii să vină la licee tehnologice și să creăm bacalaureat diferențiat în așa fel încât să le putem crea forța de muncă de care avem nevoie. Cred că una din problemele grave pe care le are astăzi România este lipsa de forță de muncă în foarte multe domenii. Ne confruntăm cu toții cu acest fenomen. La Târgoviște, de exemplu, Arctic și cu câțiva supplier construiesc o platformă industrială cu circa 5.000 de locuri de muncă. Din păcate, nu avem suficientă forță de muncă calificată și mal calificată pentru a răspunde acestor provocări. Închei cu două precizări. În primul rând, vreau pe toți să vă rog, am înțeles că mai sunt mici discute care sunt inerente de organizații mari și serioase. Până nu suntem toți la fel și asta e foarte bine. Vreau să vă rog să ne regăsim unitatea internă și aici și, și unitatea internă la nivel național. Și al doilea lucru, vreau să aveți încredere în toți cei care sunt lideri importanți în organizații politice ale partidului în țară, că ne gândim totdeauna, cum am spus mai devreme, la România, la interesele Partidului Social Democrat. Vă urez succes și sunt sigur că veți alege o echipă cu care bată la capsele, faceți că nu vă sunt din salut, cei care
administrația publică. Și apoi să ducă ușile la București, la toți noi, ca lucrurile să se întâmple cât de repede legat se vor întâmpla. Da, au ușile în două, dar și dumneavoastră proiectul care faceți la internetare. Și apropo de acest lucru, și apropo de tot ceea ce am făcut, fiindcă spunea și domnul ministru, domnul Petru, ceea ce spunea și domnul viceprim-ministru, ceea ce spunea și domnul președinte al Consiliului de Sanță, și domnul președinte Soianu. Dacă aș vrea să spunem tot ce am făcut în ultimul timp, când suntem la guvernare, am plecat de aici, cred că am bănuit așa. Dar am să vă rog ca de acum cei care spun că n-am făcut nimic la guvernare, sau celor care spun că n-am făcut nimic la guvernare, să le recomandați. Ca de mâine când se duc la o alimentară, să plătească că vreau un pic mai mare, ca și aia. Să mai dea înapoi un pic din pensie, să nu-și ia leafa toată, că era mai mică. Cei din mediul rural poate reușesc să nu mai meargă pe asfaltul toată pe unul turnat, să nu mai aibă apă, canalizare și tot ce le-ați mai făcut dumneavoastră. Și eventual, dacă le e rău, când se duc la spital, să nu beneficieze de ultimile prezența ultimii tehnici din domeniul la spitalul din Giurgiu. Că de, dacă nu am făcut nimic, acelea nu există, nu? Pe noi n-am făcut nimic. Acele aparate nu există, asfaltul nu e, pensia nu e mărită, medicamentele nu sunt compensate și așa mai departe. Din păcate, am reușit să deturnăm sensul acestei guvernări din punct de vedere al comunicării. Și în loc să vorbim în continuare de autostrăzi, de șosele, de spitale, de bunăstare pentru oameni, am început să intrăm în altă zonă, poate care nu e neapărat în primele trei preocupări ale românilor. Dar închid paranteza și mă întorc la curajul opiniei domnului Pădălău, care acum are o discuție privată, dar când o să plece în și eu cred că acesta a fost ingredientul succesului de la Giurgiu. O organizație cu convulsii. Cu schimbări. Domnul Pădălău, o mea altă lucră a fost aceea, nu? Timp de bine să vă mulțumim. O domnumină, nu? Și trecut, când lucrurile era de lopacii. Tot așa. S-au bătut, s-au fost găști. A fost dat un pic mai încurte, așa. Nu, atunci organizația Giurgiu a fost foarte fabuloasă. Deci au dat 45% la celălalt. 10%. Nu este meritul meu. Niciunul dintre noi cei din fața noastră nu crede în persoana providențială. Este meritul meu care știu să fie o echipă care să aibă tăria de a-l contrazice, care să aibă tăria să-i spună în față că poate e mai bine altfel, iar domnia așa a avut tăria să accepte că nu văd la realitate. Și eu cred că de asta a iubit și de asta a schimbat. Și o să vă spun acum care a fost discuția, ca să am promis că sunt conștient, care a fost discuția de pe momentul în 2016. Când eu ne-am spus, băi, eu mă rog, ca la Brăila, organizația Feste de Brăila pe care o reprezint, să ia în jur de 60% și să fie un prim 10%. Luați mai mult, că e bine. N-aș vrea să fiu cu 30% la Brăila pe primul loc. Cred că și când îi vine toată sunt pe roșu, Dumnezeu să ascultă lucru. Am luat 60% și am ieșit după toți ăștia. Se dea Dumnezeu, nu o să ai nimic de tot. Dar se dea Dumnezeu ca și la următoarea lege, trăi la tot peste 60% din încrederea populației soare, și tot așa, colegii și prietenii mei, să zică, bă, iată am bătut. Vă doresc să fie și sunt toți. Unii au avut azi o întâlnire la
Consiliere, știți foarte bine că au niște legate de referendum. Vreau să spun, mai la mii salutări, începând de la președintele partidului, până la curanțe de București, Sălaj, Iași și toată lumea care a fost lăsată de referendum. Trebuie să
mai avem foarte puțin. Cred că transcesele parlamentare am rezolvat și pe mapele și justiției. Am adus din unul mai capsare și putem să mergem unul mai departe. Rugămintea mea astăzi, finata, peste ce la vot, este să țineți pătruțul și pe parlamentari și să-i dați mandatul acesta de mai aibă de loc. Noi vom avea niște zile mai fierbinți la centru și cu mandatul venit din partea voastră pentru liniște și pace vom găsi soluția. Pentru tot ce ați făcut, pentru tot ce faceți, pentru efortul vostru și pentru Iași, un scor de 68%, din partea conducerii centrale a PSD, mă plec cu respect și voi vă spun. De astăzi, pe 2018,
microfon. Eu zic că de regulă m-a făcut foarte tare. Nu m-a făcut. Da, m-a făcut. Nu! Deci am procedat la centralizarea și verificarea candidaturilor propuse de organizațiile locale, dar și cele de locale. Și am constatat următoare. Candidații care îndeplinesc condițiile de candidatură sunt următoare. Pentru funcția de președinte al organizației, Tădălău Nicolae. Al organizației Mina Marian. Pentru funcția de vicepreședinte al organizației, Marciu Cristian Obitulat. Inu Cristina Elena. Părința Constantin. Corbea Cătălin. Măbălean Adrian. Marea Silvian. Pazacu Silviu. Tristaru Daniel. Niciu Ion. Preda Dumitru, Nidelea Florin, Tudor Florea, Odotolea Marie,